Am revenit, dragii noștri, am revenit din publicitate. La noi în platou, marți dimineața, este o atmosferă extraordinară. Avem veselie, avem cântec, avem cafea, avem ceai și avem invitați speciali. Avem trei ceasuri bune de muzică bună, invitați special, așa cum se întâmplă în fiecare dimineață aici la Matinal și Popular, la matinalul dumneavoastră preferat. Vă mulțumim din suflet că ne urmăriți. Nu vă mai ținem cu vorba, pentru că noi suntem puși pe distracție în această dimineață, bineînțeles, ca în fiecare dimineață. Invităm alături de noi următorul nostru prieten drag. Se numește Nicușor Ioniță și haideți să-l primim așa cum se cuvine. Bună dimineața! Bună dimineața celor care ne privesc și bună dimineața minunatului Taraf! Ne bucurăm din suflet că ai trecut astăzi pe la noi, Nicușor. Ți-ai făcut vreme. Știm că ești foarte, foarte ocupat. Întotdeauna pentru oameni frumoși îmi fac timp și să știți că vă spun un lucru în premieră. Eu la matinalul de la Etno nu am participat până acum. Să înțelegem că ești în premieră aici la noi. În premieră la voi și știți de ce? Pentru că cei de acasă vă apreciază foarte mult și atunci m-au întrebat de ce nu te duci. Și am zis, acum, în formatul acesta nou, superb, am să merg foarte des. În premieră, dragi telespectatori, în premieră, numai premiere la noi la Matinal și Popular. Ne bucurăm din suflet. Asta ne-a spus Nicușor pe pauza de publicitate. Măi, de când sunteți voi aici, mi-am propus să vin mai des la voi la Matinal și Popular, pentru că îmi place de voi și pentru că foarte multă lume vă iubește. Îți mulțumim din suflet pentru aprecieri și nouă ne ești foarte drag. Cu tot dragul, sunt reale. Noi ne cunoaștem de mai mult timp. Și mă scuzați un pic, dragii mei, și audiențele sunt reale și spun că suntem foarte buni. Și vă mulțumim! Așadar, te punem la cântat. Sigur, cu tot dragul îți dau ce avem aici și vom discuta. O surpriză avem acolo. Avem o pentru surpriză, toți cei de acasă, dar o bine vom dezvălui români un picuț mai târziu. Până atunci, ne cântă Nicușor Ioniță. Bun găsit, dragi oameni buni, bine v-am găsit. Sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se înveselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. S-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se înveselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Stelele să stea departe, să aveți viață frumoasă, ci doar voie bună în casă. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se înveselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se înveselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba
ca s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Bravo! Bravo, Nicușor Ionită, te invităm aici. Pe turcoazică. Pe turcoazica noastră. Ia să vedem ce surprize ne-ai pregătit tu nouă astăzi și mai ales pentru fanii tăi, pentru oamenii de acasă care ne urmăresc, ce avem noi aici. Nicușor Ionită, bine v-am găsit, români! O, ce frumos! Spectacol avem aniversar! Da, este un spectacol aniversar, ce este adevărat, cam de 3 ani nu mai mi-am realizat unul. Și pentru că anul acesta fac 13 ani de activitate, zic eu 13 ani de bucurii, 13 ani de oameni frumoși în jurul meu, 13 ani de dragoste din partea publicului și atunci am organizat acest spectacol aniversar. Bineînțeles, sunt foarte mulți oameni care au contribuit la realizarea acestui proiect și pe această cale le mulțumesc tuturor, pentru că dacă ar fi să le spun numele, ne prinde ora 12, exact. Sunt un interpret împlinit, pentru că cei de acasă mă obligă pur și simplu să muncesc mai mult, să le ofer cântece mai frumoase și întotdeauna eu am spus că mesajul cântecelor mele este unul real și sensibil, inspirat din viața lor, celor care ne ascultă. Ne bucurăm din suflet și îți urăm mulți, mulți ani împliniți înainte. Mulțumesc la fel și vouă. De acum înainte să scoți melodii frumoase și să-i bucuri pe cei de acasă, la fel cum ai făcut-o și în trecut. Și să vii cât mai des aici la noi, la Matinal și Populare, pentru că așa ne-ai promis. Sigur, cu tot dragul să fiu alături de voi, pentru că, într-adevăr, sunteți o echipă minunată. Cel mai apreciat cuplu de până acum de la Matinal și Populare. Vai, și, dragilor, frumos. Să știți că mulțumim. Nu fac complimente gratuite, dar să știți că am și eu acasă doi oameni foarte aspri, și adică mama și tata. Și, îi salutăm și noi pe această sunteți cale. Primii pe care vă apreciază pentru veselia și bucuria pe care le-o transmiteți prin intermediul camerelor de filmat. Vă mulțumim și vă iubim frumos. Din tot sufletul. Mulțumim, mulțumim tuturor telespectatorilor noștri. Simțim lucrul acesta. Foarte mulți oameni ne scriu și ne transmit gândurile lor frumoase. Noi asta încercăm, de fapt nu încercăm să facem. Venim aici cu tot ce avem noi mai bun, cu tot sufletul nostru, cu toată bucuria noastră, cu toată dragostea noastră și ne comportăm natural. Asta toată naturalitatea noastră. Nu facem nimic special. Să știți că prin asta și câștigați. Ne punem sufletul pe tavă, exact. Uite așa în fața telespectatorilor. Sunteți naturale, așa vă cunosc și în viața de zi cu zi, așa vă văd și la televizor. Și asta este un lucru mare, pentru că celor de acasă asta trebuie să le transmitem. Naturalețe, ca ei să ne poată simți categoric aproape de sufletul lor. Ne bucurăm din suflet. Deci cânti, organizezi evenimente, spectacole, gătești? Doar festivaluri. Gătești? Gătești. Știi să gătești? O dată pe an, așa, pe an. Omletă, cartofi prăjiți, restul se ocupă mama, adică... Și o dată pe an, și o dată pe an o să ne gătești și nouă, o dată într-un an? Așa, cred că m-aș risca să fac o rețetă de paste cu sosul de la magazin, adică da, ieși super. Să ne gătești, te provocăm să ne gătești vin. Matinal și Populari. Dragi telespectatori, a acceptat provocarea, ne-a promis data viitoare la noi în bucătărie Nicușor Ionită. Să fie, adică să aveți după emisiunea în care eu voi găti, măcar două zile libere. Ca să... Adică trebuie să te chemăm vineri. Da. Te exact, chemăm vineri. Exact. Dar știi că noi nu avem zile libere niciodată, pentru atunci că noi mă chema să gătesc. Mergem să cântăm. Știu, știu. Așadar, nu, avem încredere. Sigur, încredere. Tu ești glumesc. Un prieten bun și nu o să faci dezastru în bucătărie. Face niște poate, paste, om, acum cât de rău poate. Nu vin chiar cu paste, glumeam. Așa. Facem și noi o rețetă, dar de Doamne ajută. Dar ce cel mai mult să mănânci? Ce face mama? Ce face mama cel mai bun? Toate, de toate. De toate. De toate. Da. Doamna mama, cum o cheamă pe mama? Anica. Doamna Anica, să ne faceți și nouă de toate, ca să ne simțim bine și împliniți. Dar până atunci, dragi telespectatori, îi mulțumim frumos lui Nicușor Ionită că a trecut pe la noi în această dimineață. Îți urăm mult succes, 33 de ani de viață, 13 de carieră și să ne demonstreze cariera se duce către scenă în acest moment. Nicușor Ionită, pentru dumneavoastră, cu voie bună și cu distracție, doar la Matinali și Populari.
și te rogi la Dumnezeu mai, să mă strângi la pieptul tău mai. Mamă, mamă, scumpă, mamă, dorul la tine mă cheamă, că pentru un ban în plus mai, prea multe lacrimi au curs mai. Când sunt printre străini, eu stau ca pe mărăcini, n-a fost cum am crezut eu mai, și-am făcut un ban cu greu mai. N-a fost deși n-a fost ceas, să nu mă gândesc acas, la tine măicuța mea mai, că ești tare singurea mai. Mama, mama, scumpă, mama, dorul la tine mă cheamă, că pentru un ban în plus mai, prea multe lacrimi au curs mai. Măicuța mea, nu fac dragostea ta și nici o avere în lume. Nu e ca dorul de tine. Și-am să mă întorc în țară, chiar de viața nu-i ușoară, și când Dumnezeu te-o ține.